Cum vedeți imixtiunea asta din România, patronului, munca antrenorului? Păi, hai să o spunem în felul următor. Cu cât știi mai multe pe lumea asta, cu atât îți dai seama cât de puține știi. Da. Este fără sens pentru cineva care e din afara fenomenului, da, să se apuce acum să decidă lucruri care trebuie decise automat de cei care asta au făcut, care asta au învățat. Da. Nu mă apucă, ce mă distrează este că inclusiv soția mea îmi spune, uite, n-a jucat bine, de ce e acolo, de ce nu e ăla altul, că la joacă mai bine, mă distrează grozav, adică nu, cred că e o tentație unuia sau altuia, care e mai puțin experimentat să facă așa ceva. Dar nu vi se pare și o chestiune degradantă pentru antrenor și pentru spiritul unui club? Dar asta nici măcar nu mai e ceva de discutat, asta e evident. Adică lipsa de respect în direcția respectivă e suveran. Da. Nu, e suveran, nu? Da, da. Apropo de, da, v-am zis multe întrebări. Adică mi-ar fi greu să lucrez într-o atmosferă în care respectul nu este cel care este cuvântul determinat. Uh-huh. Da. Ați avut vreodată... Dacă n-am încredere în cineva, nu că n-am nevoie de dovezi, dacă n-am încredere în cineva, nu lucrez. Eu nu lucrez cu oameni care n-am încredere, pentru că mi-a prea mult timp să stau să verific. Uh-huh. N-am încredere, nu lucrez. Dar dacă am încredere, pe ce ar fi să mă gândesc acum că am 2500 de colegi, oricare dintre ei a venit la servici ca să bage mâna în portofel. Altundeva decât la spitalul nou, unde aș putea să fiu? Da, clar. Fără încredere nu există niciun fel de rezultat. Iar speranța mea este că pentru fanii Rapidului o să pot să dau în viitor încredere că ce se întâmplă acolo este doar în favoarea clubului. Period.